Sunt Alec Bălășescu și acesta este podcastul de ale antropologiei găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine ați venit la podcastul Dale Antropologiei. Este primul podcast și acum, ca invitat, de fapt este anfitrionul casei paleologul, Toader Paleologul. Mulțumesc pentru, în primul rând, pentru găzduirea acestui podcast. Eu mulțumesc că ai venit la noi. <laughs> și tema, prima temă care va deschide seria Dale Antropologiei este educația. Educația într-un sens larg, pentru că până la urmă Casa Paleologului asta își propune, și atunci am să intru direct în subiect, și am să te întreb: Ce este educația pentru tine? Ce este, cum ar trebui să fie, aici m-ar interesa, evident, în abordarea antropologului și depinde foarte mult de unghiul din care vorbești. Pentru că dacă îți pui problema, cum vreau să educ pe cineva, Copilul meu, copilul altcuiva, unui prieten sau cine știe, o clasă, adică poți avea un proiect pentru o anumită persoană sau un grup anume. Și atunci, asigur că uh, proiectul depinde de ce îți propui, da? de ce-ți propui în legătură cu respectiva persoană sau respectivele persoane. Sigur că există și abordările uh, privind societatea în ansamblu ei. Depinde de unde ne situăm. De unde vorbim, faimoasa formulă, vorbim având în vedere societatea în ansamblu ei sau uh, pe cineva anume, un grup anume. Cred că asta e o, o problemă importantă de perspectivă. Bun. În cazul de față, haideți să începem cu. E foarte greu să spunem ce a fost întâi societatea sau individul, deși sunt răspunsuri fiecare, cum mă rog, competitive sau... Pe care e răspunsul tău? Răspunsul meu este că individul a fost creat de societate, într-un fel, și evoluția umană s-a întâmplat în grup. Suntem, suntem mamifere de grup, nu, nu, am, nu am evoluat individual. Dar haideți să începem cu un grup restrâns, nu cu o educație națională, să fim mai puțin ambițioși la început. Cum putem să ne gândim, educația este doar a unor instituții? Educația este de la părinți? Educația este de la grup? Da, eu Există competiții? Cred că e o enormă responsabilitate parentală aici. Dar, evident că nu... Toți părinții sunt capabili cu adevărat să-și educe bine copiii. Este o evidență. De aia spun că depinde foarte mult din ce perspectivă vorbim. Dar dacă vorbim din perspectiva unor părinți care pot să contribuie cu adevărat la educația copiilor, atunci răspunsul este în primul rând părinții dar nu e totdeauna adevărat. Și pe urmă, faptul că părinții la rândul lor sunt, să zicem, educați în sens formal sau cultivați, nu înseamnă că vor fi niște buni educatori. Depinde și de vârstă. Eu am fost de pildă tată foarte devreme. Nu e cea mai bună vârstă când ești foarte tânăr. Trebuie ceva mai multă experiență de viață, să fi văzut mai multe lucruri, să fii poate mai flexibil, mai puțin dogmatic. Da? Când ești tânăr, ești mai dogmatic, mai unilateral. Fatalmente se întâmplă Acum mă gândesc că două dintre cele mai grozave cărți despre educație și anume cartea lui John Locke și a lui Rousseau sunt scrise având în vedere educarea cuiva anume da? și cel mai mult mi se pare interesantă sau cel mai interesant mi se pare cazul lui John Locke da? care scrie pentru familia unui prieten. Da, a un băiat de, nu știu, 90 ani sau 8 ani, nu mai știu exact cât avea tânărul Clark și dă sfaturi privind educația lui și sigur are în vedere un gentleman, da? formarea unui gentleman sau formarea unei lady, că are în vedere și formarea fetelor da? și spune în esență că e același lucru. Asta îmi place foarte mult la John Locke, că nu diferențiază educația băieților de educația fetelor. Asta e foarte important de, de reținut. Cum ni se pare o banalitate, dar de fapt nu e deloc o banalitate și mai mult de atâta și în zilele noastre vedem cum fetele sunt crescute într-un anume fel, sunt educate să fie atragă, atrăgătoare, li se spune mereu că trebuie să fie frumoase sau ești frumoase, se pune mai puțin accentul pe calității intelectuale și educație și e foarte păgubos, de fapt, fetele și băieții trebuie educați cam la fel. Însă, Loc are în vedere educarea unui gentleman și spune un lucru care cred însă că e valabil pentru toată lumea și anume că cel mai important lucru este formarea caracterului. Exact ce nu se întâmplă în școli, da? pentru că în școli e totuși ceva și anume o, o brumă de disciplină. În școli, în școli de stat sau în școli private, ce fi, oricum există o minimă disciplină, mă refer la disciplina de lucru, la stăpânirea de sine, la autodisciplinare. Există acest element, dar foarte puțin totuși. În rest, educația morală, educația caracterului e cu totul neglijată. Se pune accentul exclusiv pe informație, adică a ce considera loc cel mai puțin important. Dar loc spune că în primul rând e bine să ai în vedere formarea caracterului, virtuțile morale, apoi o anumită prudență socială, da, o anumită înțelepciune în societate, apoi să poți fi independent din punct de vedere profesional, să știi să înveți ceva și după aia pe ultimul loc este la loc learning. Da? Ori educația modernă pune accentul exclusiv pe learning, pe informație, și e, cred, dezastros. Ajungem la o chestie foarte importantă, chiar vreau să te întreb. De fapt, două lucruri. Unul ai spus educația, de multe ori când vorbim de educație, educație țintită și ne gândim un pic la ea unidimensional. Nu? Vorbim despre uh, educație ca acumulare de informații. Acum, cineva, să spunem, care intră într-un sistem educațional de învățământ în care se pune accentul pe informații, îl pregătim sau o pregătim pentru a fi un cetățean în următorii 20 de ani. Lumea se schimbă foarte mult în 20 de ani. Informațiile pe care le dăm persoanei, începând cu 6 ani, poate o pregătim pentru o lume care nu va mai exista în momentul în care ea devine informațional vorbind, nu caracter biologic. Și aici probabil că loc are dreptate, într-adevăr. Dar întrebarea mea este dacă el se adresa unei anumite, să spunem, pături sociale, vorbeam de gentleman și așa mai departe, putem să gândim totuși formarea caracterului ca o chestiune universală? care Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că el însuși ia lucrul ăsta în considerare, el, se refer, el scrie pentru acest prieten, dar tot ce spune are un caracter de generalitate și cred că se poate extinde, poate nu chiar la toată lumea, dar cred că se poate extinde, ce spune el, dincolo de o pătură socială limitată și oricum cred că toți e bine să privim în sus. Da, să avem în vedere uh, un ideal către care aspirăm. Eu nu cred că e de fapt bine pentru democrație dacă nu uh, stabilim modele. Uh, știu că există tot discursul ăsta împotriva elitismului și depinde ce înțelegi prin elitism. Dacă prin elitism ex înțelegi excluziune, atunci da, evident, uh, suntem împotrivă. Uh, dar uh, existența unor modele e importantă pentru lumea să ia după modele. Dacă ce mod, uh, imită societatea, asta vei avea în societate. Da? Dacă, aici, aici, da. dacă ghiolbanul de succes este modelul în societate, asta vei avea reprodus în societatea respectivă, cu consecințe dezastroase. Perfect, ai ajuns pe un teren de care vreau să, să discutăm puțin, și anume modele. Și faptul că modelele sunt în competiție. Într-un un copil nu este educat doar de părinți, nu este educat doar de școală, ci este educat de întreaga societate. Iar societatea produce anumite modele care sunt în competiție. Și e foarte interesant ce ai spus pentru că. Ok, modelul gheolbanului de succes, dar mai este un model periculos pe care îl văd de vreo 15 ani, de când tehnologia a devenit un fel de zeu, noul zeu al societății noastre, acest model de uh, omul de succes care abandonează școala. Da, și, e catastrofal. Și că abandonul școlar îți aduce succesul. Da, că ai atins, a devenit chestia asta. Da, eu ai atins o problemă extrem de importantă pentru că se gândesc tot felul de mucoși la Steve Jobs, de pildă, la Zuckerberg, da? și au impresia că asta e cheia succesului și ajung niște ratați. Numai că Steve Jobs și Zuckerberg sunt unul din nu știu câte milioane. Exact, da? exact, asta nu nu apare. Exact, și mai respectiv. e ceva, de fapt, dacă asculti cu atenție faimosul discurs al lui Steve Jobs de la Stanford, el pledează pentru educație, pentru că spune că a rămas la colegiul respectiv și a studiat în continuare de plăcere, că l-au mai primit la cursuri. Nu era înscris formal, dar a rămas și a, continui, a făcut cursuri care îl pasionau și în felul ăsta a învățat foarte mult. Deci, de fapt, este o pledoarie pentru educație, nu pentru abandon. Mm -hmm. Dacă înțelegi cu adevărat ce spune uh, Steve Jobs, da, ai perfectă dreptate, este un model catastrofal, ei sunt oameni de succes fără îndoială și succes bine meritat, însă uh, ai o uh, serie întreagă, probabil sute de mii, dacă nu chiar mai mult, de tineri gogomani care înțeleg cât îi duce capul, sunt și revoltați, uh, nu-i așa, orice adolescent își contestă părinții, Face altfel decât zic părinții, și atunci rezultatul e catastrofal. Da? Eu, am, eu am văzut mulți așa, da? Uh -huh. Am văzut de, chiar de aproape. Da? Mucoși de ăștia care se cred antreprenori și nu învață. Da? Pentru că învățatul, și acum probabil ajungem la o altă uh, temă importantă, învățatul este fundamental uman. Adică, dacă știu, se tot gândește și în antropologie ne tot gândim la ce înseamnă să fii om, există o universalitate a omului sau nu. Și așa mai departe, eu spune că una din puținele caracteristici universale ale omului este puterea de a învăța. Orice, dar învățarea nu, nu înseamnă doar uh, învățarea formală, ci este învățarea prin absorpție. Nu? Și atunci... Uh, Problema dacă o extindem la societate este că este chestiunea modelelor. Ce modele sunt propuse, care sunt criteriile după care se judecă succesul și care sunt modalitățile oferite unui individ de a atinge acel succes. Care sunt căile legitime de a atinge succesul, care sunt căile ilegitime ale societății de a atinge succesul și care sunt posibilitățile individului de a alege. Da, și ce înțelegi tu. prin succes, cam așa. Dar astea nu cumva sunt mecanisme necontrolabile uh, ale societății, nu știu, așa cum e piața necontrolabilă, de A, fapt, e, în ultimă <laughs> instanță, da? <laughs> adică nu sunt este... poate mecanisme care scapă controlului rațiunii sau unei rațiuni care ar vrea să reguleze acest lucru, să reglementeze. Păi, probabil este, cum să spun, frumusețea oricărei. Uh gândire asupra societății, faptul că, de fapt, până la urmă, controlul nostru e limitat. Iar, cum se spune, un sistem, sistemul social de data asta, este mai mult decât suma indivizilor. Degeaba controlezi un individ sau o faci, crezi cu un individ foarte controlat, pentru că un sistem este evident mai mult decât suma indivizilor, pentru că este și suma relațiilor dintre indivizi și suma relațiilor indivizilor cu mediul și Așa mai departe. Da? Dar, um, um, deși nu e controlabil, e întotdeauna ajustabil. Da? Și probabil că aici este unul din secretele unei bune uh, gestionări a educației sociale: este unde poți să ajustezi. Și până la urmă să te întrebi tot timpul ce fel de societate vrei să construiești, ce, pentru ce fel de societate educi. Bun, și cine vrea să formeze această societate? Eu cred că, din păcate, societatea românească disprețuiește educația. Eu cred că educația e pur și simplu nesocotită în România. Sunt societăți care din vari motive valorizează foarte mult educația. Anumite popoare a căror identitate e construită în jurul unor cărți, cum erau grecii de pildă, da? sau evreii. Da? Identitatea poporului e construit în jurul unor cărți, sau, nu a unei sau cărți, persoane, mai multe iranienii. cărți. Sau iranienii, deși la iranieni cultura scrisă apare mult mai târziu decât la greci. Adică, nu știu, Shahnameh este o capodoperă, e extraordinară, dar este totuși un text târziu. Sigur, mai sunt inscripții, dar nu e același fenomen, nu e, nu e atât de frapant ca în cazul grecilor, în care e Iliada și Odiseea, care sunt alfa și omega pentru identitatea unei lumii foarte vaste. da, Vorbim de peste o mie de cetăți, care toate se referă la Iliada și Odiseea. E un fenomen extraordinar. Similar avem în cazul evreilor importanța acordată Torei în special și apoi celorlalte texte care constituie Biblia. În cazurile unor popoare de tipul ăsta nu e de mirare că educația e foarte mult pusă în valoare. Sau nu știu, gândește-te la Italia unde e de ajuns să ieși pe stradă că intri deja într-un muzeu. Totul e muzeu acolo. Deci sunt societăți care prin forța istoriei, tradiției dau mult mai multă importanță educației. De fiecare dată când mă duc în Italia, în călătoriile noastre de studiu, văd copii aduși în muzee. Da? Sunt clase întregi aduse în muzee. Nu știu, am văzut asta peste tot, la Roma, la Milano, la Florența, la Veneția. Este încântător da? să vezi copii care vizitează aceste muzee fabuloase și le văd de mai multe ori pe parcursul unui an. Ori în România există un adevărat dispreț pentru educație care se vede în politicile adoptate de guvernele succesive. Legile educației de fapt sunt absolut nule. Da? Se vorbește acum de o nouă lege a educației și îți dai seama că e complet Plec, cum să spun, lipsită de substanță. Dar e vorba și de atitudinea oamenilor, da? de părinți da? care îi hăr hărțuiesc pe profesori, să le dea note mari copiilor. Aici voiam să, să te întreb, de fapt, am înțeles un disprez despre educație sau asupra educației sau intelectualității, dar în același timp o cerință de performativitate. Da. Și asta e, sunt două chestiuni contradictorii foarte puternice. Nu mi se pare, pentru că eu, e, ține tot de o, greși, de o greșită înțelegere a educației. Educația nu e cultura, nu e doar o chestiune de, asta de performanță sportivă, de mers la olimpiadă și luat note mari. Da, e o obsesie a notelor, e ceva incredibil. Da? Ia copilul 9-50 medie și e considerat o dramă în familie. Am văzut lucrul ăsta. E, e incredibil. Da? Ia copilul 9,50, oricum acel 9,50 e cu totul umflat și nu reflectă de fapt nivelul. Dar e o dramă, se plânge copilul, cop părinții se înfurie, beșteles pe bietul copil, se duc eventual pe capul profesorilor, le fac scene. Este o nebunie. Da, însă adevărata educație e complet ignorată, da? adică formarea caracterului, cultură generală importantă, că mai e un lucru. În acel learning despre care vorbește Loc, între lucruri diferite. În România există de asemenea o devalorizare a domeniilor umaniste, uitând că de fapt alea sunt cele care formează cetățenii e foarte important să știi fizică, matematică, chimie, evident că e foarte important, dar nu, asta va, nu aceste discipline vor forma cetățenii. Da, de aia avem o societate în care o societate fără cetățenii, de fapt. Aici ai pus probabil punctul pe ei și este momentul să ne apropiem de final. Există o legătură foarte strânsă între democrație și democrațiile moderne și educația în sensul de care vorbește, educația ca formare a caracterului și uh, educația ca înțelegere a civismului. Educația civică, ca să-i spun așa, în sens de uh, 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 modul de a trăi împreună într-un în cetate. Da, aici. Bun, am vorbit despre cazul României, dar și. În democrații avansate, pe care le admirăm, există o anumită confuzie, cred, o anumită criză. Sigur că e foarte bine să învețe copiii toleranța, e foarte important, da? să învețe să accepte diferențe, să-și să însușească o anumită practică și etică a dialogului, e foarte important. Dar, sentimentul meu este că deja de câteva decenii, ce spuneam la început despre virtuțile etice, e pus între paranteze, nu se mai vorbește despre virtuți, vorbim doar despre valori. Și mm -hmm. aici e o chestiune filozofică mm -hmm. foarte importantă. Pentru că vorbim despre valori, vorbim despre lucruri importante, dar ne uităm în altă parte și nu ne, nu ne mai preocupăm de virtuți. De parcă ar fi ceva care sună prăfuit, e ceva care te Corsetează ceva rigid, dar aici cred că nu e o cale bună, chiar și în țările pe care le admirăm, fără îndoială, pentru dezvoltarea unei educații democratice, care, da, are componentele, e importante, cred că ar fi bine să existe și la noi mai mult din, din asta, dar sentimentul meu este că trăim o epocă în care, filozofic, avem tendința să înlocuim virtuțile cu valori. Și valori e ceva așa foarte general și nu suficient de uh, concret, mi poate, se pare. Poate păcătuiesc din uh, <laughs> perspectivă filozofică, dar mi se pare că virtuțile ar trebui să fie valori aplicate. Fi, da, sau... Se poate spune. Păi, da, dacă și... dacă le luăm așa, atunci da, am rezolvat însă problema. Valori, cum de, așa cum vorbești tu, este această ruptură între. Valori și virtuți și atunci uh, rămânem la un nivel destul de. Nu, unele virtuți se cultivă și da. în genul de educație la care mă refeream, adică uh, toleranța, uh, o anumită afabilitate, o anumită curtoazie sunt foarte importante, uh, fără îndoială. Dar uh, virtuțile trebuie văzute în ansamblul lor și cred că formarea caracterului, de fapt, este uh, esențială. Atunci să încheiem pe această notă. Sper să ne întâlnim în, în curând la Dalea Antropologiei. Vom mai aborda alte teme, cum ar fi inteligența artificială, traducerea sau imigrația. Astea sunt câteva teme care vor urma în următoarele câteva săptămâni. Până atunci vă mulțumesc foarte mult pentru um, audierea acestui podcast. Vă mulțumesc uh, domnule paleologu, Hai, pentru lasă, toate, care Așa? Și ai vorbit de două cărți vreau să-ți... Păi le-am menționat deja. Le menționat. John Locke și Rousseau sunt absolut Care? geniale. Care? Emil de Rousseau e o carte genială. Nu numai că e o carte foarte importantă despre educație, dar este extraordinar de bine scrisă și atinge o sumedenie de probleme și e o, e o carte foarte neconvențională. Spune lucruri extrem de neconvenționale, și care te pun pe gânduri. Iar loc, cred că l-am -am evocat destul mai devreme, e efectiv excelent. Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc Casei Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie dezbătute antropologic sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologiaarondpaleologu.com cu mențiunea de ale antropologiei. Vă mulțumesc!